Vineri 22 aprilie, pe stadionul municipal din Rădăuți, echipa CSM Bucovina din localitate a remizat scor 1-1 împotriva celor de la Foresta. A fost un meci și pentru Alex, pe care cei de la Bucovina Rădăuți au încercat să-l ajute așa cum au putut, iar sâmbătă, tot de la orele 17, pe stadionul municipal din Rădăuți, va avea loc derby locului 3 împotriva celor de la Hușana Huș. Avem alături pe antrenorul celor de la Bucovina Rădăuți, Ionuț Plămadă. Ioane, în primul rând te-aș întreba, cum a fost meciul de vineri cu Foresta? Hristos a înviat în primul rând. Da, a fost un meci greu ca toate celelalte. Jucăm în play-off și când jucăm cu cei mai buni, trebuie să ne ridicăm la nivelul meciurilor din play-off. A fost un meci cu o încărcătură specială, având în vedere faptul că s-a jucat și pentru Alex? Da, putem spune că a fost un meci cu încărcătură, nu neapărat că am jucat pentru Alex, dar a fost un meci cu încărcătură pentru că veneam după o înfrângere usturătoare cu ei și, cum le-am zis și lor în vestiar, nu cred că acea înfrângere arată adevărata fața noastră. Și cu toții ne-am dorit, și pentru Alex și pentru toți oamenii care au venit să ne susțină, să facem un joc bun și să arătăm ca o echipă bună. Crezi că acest 1-1 împotriva celor de la Foresta a fost un rezultat echitabil? Din punctul meu de vedere, nu. Cred că la ce ocazie am avut am fi meritat să câștigăm, dar din păcate de la începutul acestui retur și acestor meciuri de play-off am tot avut ocazie și nu am marcat. Așa e la fotbal, sperăm ca pe viitor să, în aceste 5 meciuri rămase, să marcăm mai mult și să adunăm mai multe puncte. Sâmbătă de la orele 17, aici va avea loc meciul cu cei de la Hușana Huș, un meci pentru locul 3, un meci care poate hotărâ locul 3. Veți juca și pentru colegul vostru Bogdan Foriș? Da, din păcate el are un deces în familie și suntem alături de el. Cu siguranță e un derby al nostru pentru locul 3, sper să câștigăm și să obținem locul 3. Noi ca și obiectiv ne-am setat din start să terminăm cât mai sus, dar cred că, realistic vorbind, locul 3 este un obiectiv care putem să-l atingem. Urmează o săptămână de foc, cu 3 meciuri, din care 2 în deplasare. La ce să se aștepte suporterii rădăuțeni? Cu siguranță o să dăm totul pe teren pentru a obține cât mai multe puncte. Acum vom vedea cât vom reuși să scoatem. Eu sper să scoatem maxim. Acum vom vedea. Ioane, felicitări pentru tot ceea ce faci la Rădăuți și succes, în primul rând, la meciul de sâmbătă cu Hușana Huș. Mulțumim, Doamne ajută! Îl avem alături pe Florin Chisăliță, unul din titularii din meciul de sâmbătă cu Foresta Suceava. Chisă, cum a fost meciul de sâmbătă? Bună ziua! Meciul de sâmbătă a fost ca toate celelalte, un meci foarte dificil, o finală pentru noi, pentru că suntem în play-off. Și fiecare meci care îl jucăm în play-off presupune sacrificii, determinare și așa mai departe. Faptul că ați jucat și pentru Alex a fost un factor de a fi motivați în plus față de ceea ce a spus Ionuț în vestiar? Desigur că da, am jucat cu sufletul pentru Alex, pentru vultanii noștri inimoși, dar amprenta și-a pus acest copilaș care nu are o situație prea bună, l-am ajutat, presupun eu că i-am adus un zâmbet foarte larg pe o perioadă îndelungată și îl așteptăm și la meciurile celelalte, pentru că ne-a purtat noroc. Florin, urmează meciul cu Hușana Huș, un meci care poate stabili în bună măsură ocupanta locului 3 la finalul campionatului. La ce să se aștepte suporterii rădăuțeni? Cu siguranță, suntem, poate meciul ăsta este cel mai important, suntem foarte determinați, luptăm pentru locul 3, de ce nu chiar mai sus, depinde și de celelalte rezultate, dar momentan locul 3 trebuie să ne-l asigurăm cu siguranță în meciul de sâmbătă.
Astăzi ați mai făcut un gest frumos și ați strâns o sumă de bani pentru a-l ajuta pe colegul vostru Bogdan Foriș, care trece prin momente dificile, odată cu trecerea în neființa mamei lui. Sunt convins că sâmbătă veți juca și pentru Bogdan. Da, s-au adunat mai multe persoane, suntem lângă el mereu. Nu cred că banii acum au un cuvânt de spus cât trebuie să fim lângă el cu sufletul, cu psihicul și să-l încurajăm pentru a avea un moral cât mai bun în meciuri, să ne ajute, că este un jucător foarte important. Chisă, felicitări pentru ceea ce faci la Bucovina Rădăuți și succes în primul rând sâmbătă la meciul cu Huși. Mulțumesc, Doamne ajută! Îl avem alături pe Andrei Mierticariu, atacantul celor de la Bucovina Rădăuți, cel care a înscris golul egalizator pentru Bucovina Rădăuți în meciul cu Foresta. Andrei, în primul și în primul rând, cum a fost meciul cu Foresta? Bună ziua, în primul rând. Da, a fost un meci greu. Ne-am pregătit pentru el foarte bine. Dovadă că pe final am dominat 100% și puteam să câștigăm dacă ne concentram puțin. Sunt fericit că am marcat, sunt fericit că l-am făcut bucuros pe Alex, copilul pe care l-am ajutat, și sperăm ca sâmbătă să fim mai concentrați și să obținem victoria. După meci te-am văzut cu lacrimi în ochi atunci când Alex a mulțumit atât pentru gol cât și pentru eșarfa pe care i-ai dăruit-o cu o zi înainte. Cum a fost pentru tine și pentru colegii tăi să jucați și pentru un caz special, să jucați și pentru Alex? Da, a fost emoționant. Chiar mi-a dat lacrimi pentru că a intrat în vestiar și a ținut un discurs pe care nu mă așteptam să aud aceste cuvinte de la un copil așa mic, un copil foarte deștept și puternic în același timp. Da, nu știu, m-am simțit... Te-au compleșit emoții. Da, foarte tare și mă bucur că am reușit împreună cu suporteri, cu toată lumea din Rădăuți să ajutăm acest copil. Andrei, urmează meciul cu Hușana, sâmbătă aici pe Stadionul Municipal din Rădăuți, un derby pentru locul 3, pentru că cele două echipe din față s-au distanțat. Locul 3 și-l dispută Bucovina Rădăuți cu Hușana Huș, două echipe cărora nimeni nu le-a dat nicio șansă că vor intra în play-off. Iată că fac față cu brio, Rădăuți a reușit să încurce Foresta, Hușana i-a învins pe cei de la Dante. La ce se aștepte suporteri rădăuțeni la meciul de sâmbătă? Un meci greu, foarte greu. Am mai jucat cu ei de două ori până acum. Echipe aproape egale ca valoare, o să fie un meci greu, sper cu multe goluri, sper să marchez, să ajut echipa și sper să câștigăm, să ne revanșăm pentru egalul de la ei în care i-am dominat. În meciul de la Rădăuți ai reușit să înscrii împotriva celor de la Huș și ai înscris chiar și la Huș, da? Oprit, da. Spunem noi, anapoda de către Tușier, tot ai reușit să înscrii, dar ai fost oprit din drumul către gol de către Tușier. Să se aștepte fanii rădăuțieni, vultanii, să se aștepte la un gol din partea lui Andrei Mierticariu? Da, îmi doresc foarte mult să înscriu, să obținem victoria, da, am înscris și la ei acasă, dar a fost anulat. Sper să înscriu regulamentar sâmbătă și să aduc victoria la Rădăuți. Andrei, felicitări pentru tot ceea ce faci la Bucovina Rădăuți și succes în primul rând pentru sâmbătă. Mulțumim și așteptăm cu mai multă lume la meci să ne susțină. Îl avem alături pe capitanul echipei CSM Bucovina Rădăuți, Mugur Florescu. Mugur, aș dori să ne spui la început cum a fost săptămâna precedentă meciului cu Foresta, dat fiind faptul că tu ai descoperit acest caz care l-are în prim plan pe Alex și care au fost activitățile care s-au făcut în săptămâna premergătoare meciului? Da, Hristos a înviat în primul rând. L-am întâlnit pe Alex, pot să spun, întâmplător. Am ieșit duminica trecută, am ieșit cu el și de atunci m-am atașat și am simțit că trebuie să-l ajut. Am venit luni la antrenament, am făcut toate demersurile care trebuiau să facă, m-am întâlnit cu tine, am vorbit și de acolo împreună cu tine am dezvoltat acest caz și eu până în momentul de față sunt foarte mulțumit și am vorbit și cu el și e foarte bucuros pentru tot ceea ce i s-a întâmplat și sper ca, dacă nu săptămâna asta, cel târziu săptămâna viitoare să putem să rezolvăm cu lumină la el. Mugur, tot ceea ce a însemnat bani strânși înainte de desfășurarea meciului, ce s-a strâns la încasări, ceea ce au dat spectatorii personal lui Alex și lui Ana Maria pentru a-i face un viitor mai bun lui Alex. S-a strâns aproximativ o sumă de 9.000 de lei, da. Pentru că s-au dat și euro, s-au dat și lei, însumând toți banii, este undeva o sumă de 9.000 de lei. Dar a primit și multe lucruri. Ce a primit Alex de la oamenii de bine? A primit multe haine, multe, un ghiozdan
cu rechizite. De la firma Tarsin a primit alimente cu tot felul de produse de igienă. A primit foarte, foarte multe lucruri pe care, de care sunt sigur că se va folosi și pe care îl va ajuta. Acum să revenim la meciul de vineri, pentru că a fost în Vinerea Mare, meciul cu Foresta. Cum a fost meciul cu Foresta? Scor final 1-1, egalând pe final și după egalare, cu multe, multe ocazii, una avându-te protagonist chiar pe tine. Da, a fost un meci, cum ne așteptam să fie, un meci dificil. Am jucat împotriva unei echipe care este pe loc de baraj, o echipă bună. Dar eu sunt sigur că toți cei care au fost la meci și care au văzut meciul, sunt de părere că trebuia să câștigăm, deoarece mai ales în a doua repriză am avut foarte multe ocazii, inclusiv și eu am avut și colegii mei, dar din păcate nu am putut să înscriem doar un gol atât. Nu este nimic, adică eu am încredere în colegii mei și sunt sigur că vom reuși să înscriem mai multe goluri. Mugur, urmează meciul cu Huși, tot pe teren propriu, sâmbătă, de la orele 17, aici pe Stadionul Municipal din Rădăuți. Un derby pentru locul 3, am putea spune, pentru că primele două echipe, iată, s-au distanțat. În curând, probabil, va fi și matematic, cel puțin una din ele va fi la baraj. La ce se aștepte spectatorii rădăuțeni care vor veni sâmbătă la meciul cu Hușana Huși? Da, noi vom încerca să jucăm cât mai bine, să câștigăm și sunt sigur că lumea va fi mulțumită și că la finalul meciului ne vom bucura cu toți împreună pentru victorie. Mugur, felicitări pentru tot ceea ce faci aici la club și succes în primul rând la meciul de sâmbătă cu Huși. Mulțumesc frumos, Doamne ajută!